concert de zile mare a adunat zeci de mii de oameni în centrul Chișinăului pentru a asista la recitalul renumitei și îndrăgitei artiste Sofia Rotaru. Busuioc TV și-a făcut prezența la acest eveniment frumos ca să vă aducem și vouă câteva informații de la fața locului. Un eveniment de toată frumusețea a avut loc pe data de 14 septembrie în piața Marii Adunări Naționale. Centrul capitalei a fost practic paralizat de mulțimea de oameni care s-au adunat la marele concert susținut de solista Sofia Rotaru. Mulțimea a așteptat aproape 2 ore până la apariția artistei, timp în care au cântat interpreți autohtoni. La vizinie, la vizinie. Odată apărută pe scenă, publicul mare care o aștepta cu brațele deschise și cu flori în mână au început să cânte și să danseze împreună cu ea. Se aplăușe, se, se, călății. Interpreta a salutat frumos publicul de la Chișinău și a cântat 3 melodii în limba română. Melancolie, dulce melodie, melancolie, misterios amor. Când a văzut câtă lume iubește muzica și câte zâmbete desenase în acea seară, interpreta a scăpat și câteva lacrimi. Dacă ea a avut parte de asemenea emoții, oare prin ce emoții a trecut interpretul Gheorghe Țopa, care a împărțit cu ea aceeași scenă? Mă bucur foarte mult, sunt onorat să cânt cu ea, cred că nu o să mai am așa ocazie. Când a treilea spectacol în țară, de aici de la Chișinău este deosebit. Eu atâta public n-am avut niciodată la spectacol. Pe final, îndrăgitul interpret Gheorghe Țopa a venit și cu un frumos salut în special pentru dumneavoastră. Un salut la telespectatorii Busuioc TV, ei sunt cei mai buni.